Welcome back, Pinkies! Bine v-ați reîntors pe canalul meu. Dacă ești nou pe canal, nu uita să dai un thumbs up și un subscribe pe aici, pe undeva găsești tu subscribe. Mi-a fost dor de voi. Extraordinar de mult. După cum ați văzut în ultima vreme, nu mai reușesc să filmez cu camera, filmăm cu telefonul, dar totuși e bine și e așa. Pentru că astăzi vreau să vă spun My Favorites pe 2018. Nu neapărat cele le scoase în 2018, dar cele care mi-au plăcut foarte mult și o să vorbim despre foarte scumpe și să spunem preț destul de bun. Deci o să avem cele mai scumpe și cele mai puține scumpe lucruri care le ador, care le-am folosit foarte mult în anul 2018. Bineînțeles, este vorba despre make-up, 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 make-up. Ok! Și tada, o să începem cu de obicei cu fondul de ten. Fondul de ten cel mai ieftin care îl ador și consider că este cel mai mare și mai tare și l-am folosit toată perioada 2018. Și chiar dacă nu s-a terminat anul 2018, de acum a început deja să iasă și colecțiile de Crăciun, de Moș Crăciun, de Holiday și așa mai departe. Deja ne gândim uh, Halloween și Holidays. Deci uh, deja Pot spune că s-a cam terminat anul 2018 pe holiday și după aia lansările pentru anul viitor. Deci, ca și fond de ten, îmi place extraordinar de mult ce de la farmacie. În special pentru că uh, eu am tenul gras și îmi plac fondurile de ten care opacizează un pic cât de câte și și nu o să fie niciodată ceva foarte uh, lucios sau dui. Clar, o să merg mai mult pe nuanțe, pe chestii mat. Și asta de la farmacie. Cred că e în jur de. 15 lei, în jur de 3-4 euro maxim în euro. Și cel mai scump este de la Sea Shadow, care este în jur de 50 și ceva de euro. Acum e cam urdat, dar clar, l-am folosit. Chiar dacă nu l-am folosit în fața camerei, l-am folosit și îl ador. Deci cel mai ieftin și cel mai scump din colecție, care sunt cele mai tari în anul 2018. Și urmează. Bineînțeles, eu am probat mai multe. Nu pot spune că ceea ce am probat eu uh, este cel mai mare și mai tare. Dar din ce am probat eu, așa, în general, în mare, pot să am o idee cât de cât. De la Makeup Revolution London. Uh, asta este, în teorie, conceal and define. Adică ar trebui să fie un corector clar. Eu am luat un număr un picuț mai... Uh, mai închis ca să-l pot folosi ca și contouring, dar ca idee deci din gama aceasta îl consider cel mai ieftin, cel mai bun, acoperă destul de bine, nu este oh my god, dar știu la prețul ăsta îl consider cel mai bun în jur de 4 sau 5 euro, ceva de genul, iar celălalt care este destul de scumpel, de la Naked Skin, deci Naked vs Makeup Revolution London. Ok, Mascara. De data asta am trei mascara, e cel mai mare și mai tare. Uh, ok, pentru că am avut o perioadă când sufeream de ochi obosiți, iritați, mi-a mi prins foarte bine hipnos de, de la Lancome. Deci, uh, cred că este creat pentru ochi sensibili, ceva de genul, deci nu am mai avut iritații la ochi, l-am considerat foarte delicat. Deci, acesta este cel mai scump, este în jur de 30 și ceva de euro. Da, dar pentru piele sensibilă, ochi editați, cam așa, deci e mai scumpel, dar pot spune că este destul de bun Deci, da, și să spunem următorul cum ar veni, care costă mai puțin decât ăla, dar la fel m-am împăcat foarte, foarte bine Este de la Sephora Asta este Curl, Outrageous Curl, cred că Asta bine e situație e mini, formatul mini, dar chiar îmi place. Ok. Um, deci asta cam 30 și ceva de euro. Ăsta cred că ajunge să plătiți, cred că în jur de 16 euro, formatul mare sau 18 euro. Oricum, asta eu am cred că am plătit în jur de 7, nu mai știu, dar oricum este undeva sub 20, iar asta care l-am luat ultimul și eu îl consider super tare, în special pentru gene false, am dat cred că 3 euro pe de la Astra și este un negru destul de decent, scrie negru absolut, maxi brush, efectul wow, shopping, shock, shopping, shocking, volume, da, uh, deci și asta este unul din favoritele mele pe anul 2018. Bun, dacă tot am vorbit de ochi, Haideți să discutăm despre uh, cajal, ce înseamnă uh, linerul care vine aplicat pe linia apei. Ok, cele mai mari și cele mai tari uh, sunt destul de scumpere, în jur de 22 de euro. Sunt uh, Mark Jacobs, uh, ia să vedem cum se numește, linerile mat, da? Cele care sunt automatice se pot uh, ridica și se pot trage înapoi. Deci sunt geluri, mat pentru ochi, linere, gel, ceva de genul. Eu consider că sunt cele mai bune care le-am probat în momentul de față. Costă în jur de 22 de euro. Sunt cam micuți, așa ca și gramaj. Sunt în jur de 0,5 grame. Dar da, astea sunt cele mai bune care le dețin. Și după aia, de la Kiko Cosmetics, eu consider că... Poate eu înlocui și cajalul. Uh, creanele de buze, creamy Creamy Color uh, Comfort Lip, line, lip Liner Ați băbulbi un pic, nu-i nimic Și încă îmi zboră sclipiciu Dar nu-i problemă, îl punem la loc Îl împinge mai bine <laughs> Ok, câți mari Dar, m vă place? Uh, da <clears throat> Deci uh, Ca și Rouge, uh, Jeffree Star Ca și glitter Am Orange Trend Și Cooper Lights și sincer nu, nu le-am lipit cu nimic pe buze, stă direct pe rujul de la Jeffree Star Deci nu am așteptat să se usuce total, deci le-am pur și simplu lipit acolo Ok, și spuneam, ca și liner pe linia apei, consider că cronile de buze, cele de la Kiko, chiar îmi plac foarte mult Acum nu știu cât sunt de recomandate, pentru că produsul de buze nu-l poți băga în ochi și viceversa. Dar, da, sunt favoritele mele. <coughs> și dacă am ajuns la abuze, vreau să discut un picuț. În afară, aveam deja simfonia patra cu căței. Să sperăm că nu trag clapetele. Da. Uh, rujurile cele mai ieftine, care, părerea mea, sunt destul de bunuțe. Ca și preț, uh, ca și calitate, de la Golden Rose. Uh, cred că sunt în jur de 3 3 euro, 4 euro, în fine, nu mai știu. Deci cam ăsta ar fi prețul la cel de la Golden Rose. Uh, nu sunt cele mai bune, dar la prețul ăsta sunt bunuțe. Deci se merită aia 3-4 euro care vin cheltuiți. Dar cele mai super tari, care au o calitate de lux, să spunem, între ghilimele, sunt cele de la Sephora. Uh, le ador în special pe cele mat. Aceste două sunt din linia mat. Uh, li, made Lip uh, made lip Cream Cred că așa se numește Mate Lip Cream Și ăsta la altul este uh, Metallic da? um, Cel metallic nu prea Mă atrage, mă adoră, mă, uh, mă adoră Ador mai mult cele Mat, dar ca idee Eu cred că sunt la acest preț La în jur de 10 euro sunt cele mai bune uh, Rujuri la acest preț Deci le întrece cam pe toate și bineînțeles rujurile care sunt un pic mai scumpele Sunt cele de la Huda Beauty V-am arătat chiar astăzi Astăzi este 1 septembrie 2018 Deci v-am arătat astăzi în bumerang Sau ce am făcut eu o mini postare pe Instagram Rujulețe ce mi-am cumpărat de la Huda Beauty Și pot spune Deci am început să ador pachetelele mini Adică tot ce înseamnă știu eu 3-4 chestiuțe Reușesc să probez tot ce vreau, adică tot. mai multe chestii în felul ăsta, nu mă plictisesc și nu știu, sunt mai ușor de purtat, le termin mai repede, nu mai uiți de ele. Uh, am început să ador acest lucru, adică să iau mai micuțe și mai multe, adică, nu, în fine, de și Huda Beauty ca și ruj, oh my god, uh, cele de la Sephora. Au un miros, dar nu foarte strident. În schimb, un miros plăcut. În schimb, cele de la Huda sunt ciocolată cu vanilie, cu ce vreți voi, foarte confortabile sau extraordinar de bine. Nu știu cum să le mai laud, dar da, acestea este în jur de 34 sau 36 de euro 4. Uh, și sunt micuți, adică fiecare nu conține mai mult de... A, ah, fiecare conține 1,9 ml, adică mai puțin de jumătate. Cele de la Sephora, de ce spun că sunt cele mai tari și cele mai tari? Uh, apropo, acest video nu este sponsorizat de absolut nimeni. Uh, cele de la Sephora sunt mărișoare, au 5 ml, Deci 10 euro, 10 euro și ceva, 5 ml. Uh, da, deci... Uh... Ador Sephora nu pot să mai spun absolut nimic. Ok, și să trecem peste, să ajungem la eye eyeliners. Ador eyelinerle în gel. Ok, și vreau să arăt un pic cele două eyelinere care... Asta cel mai ieftin este de la Kiko, ajunge în jur de 8 euro și are 6 ml, da, este negru, nu știu dacă mai are vreo altă culoare, chiar nu mai țin minte. Și celălalt, ăsta este colorat, dar oricum îl găsiți și în nuanța de negru de la Inglot care are 5,5 grame. Um, da, adică deci ăsta în jur de 7-8 euro și ăsta este în jur de 18 euro dacă nu mă înșel. Um, și cel care este liner și iarăși în zboară. Asta e un pic așa mai răzleață, mai rebelă. Uh, da, după cum vedeți, nu se duce nici rujul, nici sclipiciu, doar așa îl împing un pic pe ăsta să stea acolo, un pic mai fix. Așa. Și luciul, nu lu Tușul, uh, cel mai ieftin, este de la Calus Cosmetics. Acum, în momentul de față, nu cred că-l mai am pentru că l-am terminat de curând și chiar nu m-am gândit că o să fac acest video. Uh, și este cam la fel, deci uh, ca și pensionaj, doar că ăla era mai intens. De la Yves Saint Laurent Baby Doll. Dar ăla ajunge în jur de... 30 de euro, dar nu vreau să zic prostii, cam așa 34 de euro și ăsta este uh, 3 euro. Deci, da, clar, nu l-am mai luat pe ăla că o să continui cu chestii de gen, eventual poate o să mai descopăr și altceva. Între timp, oricum, uh, în ultima vreme mă acces mai mult pe cele în gel. Ok, și să continuăm. Uh, paletele. Okay. Paletele anului 2018. Din păcate, noutăți chiar nu mai am în ultima vreme. Uh, probabil să. și eu de mai, mai peste, peste câteva săptămâni, să încep iarăși să mai iau ceva noutăți, dar uh, pe bună deci uh, chiar nu îmi trebuia nimic și nici nu prea m-a atras nimic în ultima vreme să vreau să cumpăr noutăți. Wow, ce faine! Mm, nu, ok. Sunt câteva acolo, dar mai aștept un pic eventual. Oh, știu, o să facă ceva oferte de Halloween sau de Măscăciun sau de nu știu, o să văd mai încolo Ok, paleta cea mai ieftină, care își merită fiecare cent Și eu o ador și nu o să credeți niciodată, deci eu chiar și astăzi port această paletă Bineînțeles, mai am adausuri, dar majoritatea culorilor care o am astăzi la ochi Și pot spune că în momentul de față au trecut 12 ore că sunt Maghiată, da, 12 ore, Revolution Makeup, Revolution London. Eu o ador și sigur o să mai cumpăr ceva de la ei. Um, am văzut ceva palețile noi care au ieșit, dar încă nu sunt decisă care dintre ele să o iau. M-aș duce pe Sofix sau să văd de... Nu tati, aia altă, mai este o... Încă o youtuberiță a scos niște palete, doamne... Emily Noel, a, așa, deci ori Emily, ori Sofix sau e probabil să iau Tamix ah. deci au făcut o grămadă de colaborări cu youtuberii și sunt câteva care într-adevăr mă atrag foarte mult, asta nu a fost colaborare dar uh, eu le ador deci astăzi am folosit aceste două majoritate, deci aici da, ok, cea mai ieftină cea mai mare și mai tare, în jur de 12 euro cred că am dat și după aia a fost și la reducere deci uh... 12 euro, cred că este în jur de 50-60 de lei, poate și mai puțin. Asta o ador, în special are o grămadă de mat și plus că portocaliu ador, deci culorile alea care le ador, le are multe. Și ultima chestiuță, vă arăt inglotul. Asta nu ar fi chiar cea mai scumpă paletă din colecția mea, dar, dar, considerați 16 euro paleta goală, și avem așa 9, 9, 9, 9 plus încă 10 euro. Deci avem 45, oh my god, în jur de 60 de euro ajunge o paletă de genul. Deci uh, chiar și mai mult dacă aș fi avut de alea cu trio. Puteați, de... Uh, da. Deci, în jur de 60-70 de euro o paletă de genul, eu consider paleta cea mai scumpă din colecție, dar care se merită să o cumpărați. Bineînțeles, eu am mai multe culori, dar ca și idee, deci se vede, folosesc și înglotul pentru că îl ador. Nu am ce să i fac. Asta este sunt culori profesionale și le ador. Uh, da. Ultimul lucru! Iar să uit pentru că uh, acum trebuie să plec. Pentru că timpul strânge, nu vrem să vorbim mai mult decât este nevoie. Uh, dacă tot am vorbit despre Inglot, vreau să vă spun cei mai tari pigmenti sunt de la Inglot. Am mai probat și alți pigmenti. Uh, ăștia sunt cei mai scumpi, în jur de 22, chiar și 25 de euro. Am mai auzit cele de la... Uh... Jennifer Lopez, bineînțeles acum să ne reduce, dar nu e asta, nu despre asta discutăm, discutăm despre calitate, preț. Ok, 22-25 de euro, uh, pigmenții de la Inglot sunt cei mai mari și cei mai tari și cei mai scumpi care i-am în colecție. Iar cei mai ieftini sunt cei de la Neve Cosmetics și asta este formatul micuț, nu el, care costă în jur de 4 euro și vreau să vă arăt așa o chestiuță aici. Ia uitați ce frumos este. Deci e... Asta e un shimmer, are și nuanțe mat, are și nuanțe un pic satinate, asta este un shift, un shimmer și atât. Deci, ia uita, este. Oh, my God! Deci, nu ai cum să nu-l adori. Oh! Yes! hmm. Ia, deci nu poate fi risipit. În fine, în jur de 4 euro și ceva. Asta are 0,7 grame, dar sunt celelalte mai mari care au 2 grame și cred că costă nu mai mult de 7 euro. Da, deci diferența între 2 grame și 22 de euro, 25 de euro cu 7 euro și chiar 8, probabil să mai fie o cifră acolo, dar da, nu, oricum nu depășește 8 euro 2 grame. Hello. Hello. Bineînțeles, despre calitate nu putem discuta. Acestea sunt simpaticuțe, făinuțe, îmi plac. Acestea sunt cele mai bune ever. Ever. No comment. Deci, chiar nu am absolut nimic, absolut nimic de adăugat. Sunt cele mai tari. Chiar mi-ar face plăcere în glot să mă contacteze, să-mi trimită ceva pigmenți, pentru că eu nu am toate nuanțele de pigmenți și mi-ar face plăcere să le port pe bune. Deci, eu le primesc dacă le trimiteți, ca și colaborare, ca și orice vreți voi. Sunt toate binevenite. Pigmenții sunt... Oh my God! Da...

Um, iluminatorul care l-am folosit anul acesta și îl consider cel mai mult, nu este cel mai scump din colecția mea, dar cel care l-am folosit anul acesta este cel de la Mac Cosmetics, 32 de euro, uh, are în jur de 9 grame, bună ca și cantitate, o cantitate făinuță și cel mai ieftin care l-am folosit, deși nu prea l-am folosit în fața camerei, dar l-am folosit uh, și vi-l arăt pe acesta pentru că nu-l mai am pe celălalt. Uh, din păcate nu mai am iluminatorul de la. Makeup Revolution London, cel uh, Baked Highlighter și ăla în păsta. Uh, oricum, le ador pe ambele. Bine, ăla de la Revolution London costa 3 euro și erau o singură culoare. Ăsta costă în jur de, nu vreau să zic pro secret, că în jur de 12 euro, dar uh, sunt patru uh, culori, uh, îl aveți și pe ăsta uh, un picuț în cremă, eu deci chiar n-am cuvinte nici la acesta. Da, de la Slick în nuanța Solstice. Este favoritul meu. Așa ca și idee pot spune că parcă seamănă un picuț. Nu, nu este la fel, clar, nu. Dar ăsta cu ăsta arme sau așa. În fine, nu mai contează. Cam astea ar fi să spunem cel mai ieftin iluminator care îl am în colecție sau probabil să mai am altceva și să nu mi-aduc aminte, dar am unul gratis. Hai să vă arăt pe ăsta gra Asta gratis. Nu, nu a venit gratis. A venit într-un set și da, cred că a venit în jur de 10 euro. Ăsta mini, mini, mini de la BK în nuanța opal. Dar ca idee, da, 32 de euro și 12 euro uh, și cantitatea asta cred că are în jur de 13 grame sau 15 grame și ăsta are 9 grame, deci cam, cam atâta pe în seara asta, cam atât despre iluminator și așa mai departe. Ar mai fi foarte multe de spus, dar timpul mă strânge, mă presează. Mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare. Nu uita să dai un like, share, un like, share and subscribe. În momentul de față este un concurs în curs pe Insta și pe Facebook. Dacă nu știai absolut nimic, uită în descriere și vezi linkurile de la Insta și de la Facebook și vezi cam ce se întâmplă pe acolo. Fetelor, vă urez un septembrie extraordinar și wow, începe școala. Mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem data viitoare.